maimuțică și o veveriță se zbenguiau prin poieniță. Oho, ce frunze frumoase, ce covoraș avem, păi nu ne trebuiește nici casă, nici pat, putem dormi aici. Ha, ce bine e, ce ne încălzește soarele. Și cum se bucurau ele așa de viață, într-un moment s-a deslănțuit o ploaie, o furtună. De a început să plece toți copacii spre pământ. Oh, ce să facem? Ce să facem? Unde să ne ascundem? Iată, sub acest copac golaș. Vino încoace. Aoleu, cât de frig ne este. Știi ceva? Îi zice maimuțica veveriței. Gata, cum se termină ploaia, ne facem o casă. Eu o să aduc niște nuielușe, dar tu frunze. Bine, zice veverița, bine. Nu a trecut mult și ploaia a încetat. Cum ședeau ele zgribulite, gata, a venit soarele lucios, iar au ieșit la joacă. Hei, ce bine e! Paipuțica n-a uitat de propunere. Veverițo, hai să adunăm materiale pentru casă. Hai, uite, eu o să iau niște rămuriele, tu să iei niște frunze, uite așa, niște ramuri, împletim, facem o căsuță. Ce zici? Da, veverița se uită. Da, mai lasă-mă, tu vreau puțin să mă joc, să mă zbengui. Uite ce mari suntem, câte frunze și nuielușe ne trebuie ca să ne facem o căsuță. Nu, lasă că nu mai înghețăm noi. E? A zis maimuțica, hai lasă-le și hai la joacă. Au început să țopâie până iar a dat o ploaie și mai rece și cu strop și mai mășcați. Aoleu, de acum nu mai avea unde să se ascundă, toate frunzele căzuse. Iar au venit după tufiș. Gata, să știi că ne facem casă. Și nu mai știm dacă și-a făcut căsuță. Pentru că atunci când dădea soarele, ele se zbenguiau, se bucurau. Când dădea frigul, se gândeau că uite ce mari sunt și ce mult material le trebuie. Veverița și maimuța. Poveste cu tâlc. Cum credeți? Procedau corect aceste două personaje?